Într-o dimineață de luni, agitația specifică orașului mare își făcea simțită prezența în fiecare colț. Autobuzul era plin, oamenii se îmbulzeau, unii în drum spre muncă, alții la școală. În tot acest zgomot și grabă, o bătrână s-a strecurat cu dificultate prin mulțime, urcându-se în autobuz cu speranța de a găsi un loc unde să se așeze. Era îmbrăcată frumos, iar părul alb, prins într-un coc lejer, îi încadra chipul blând. Oboseala îi era citită pe chip, iar fiecare pas părea să-i solicite un efort considerabil. S-a uitat în stânga și în dreapta, însă toate locurile erau ocupate. Nimeni nu părea să o observe sau să-i ofere un loc. În ciuda vârstei și a oboselii vizibile, nimeni nu făcea un gest pentru a-i ceda locul. În acest peisaj indiferent, un băiat de 15 ani, așezat aproape de ușă, a observat-o. Era îmbrăcat în uniforma școlară, iar ghiozdanul îi era așezat pe genunchi. Văzând-o pe bătrână, nu a stat pe gânduri. S-a ridicat imediat și cu un zâmbet larg i-a spus: "Doamnă, luați loc aici. Vă ofer scaunul meu." Bătrâna a fost vizibil impresionată de gestul său. "Mulțumesc mult, tinere. Ești un băiat bun," a spus ea cu o voce plină de emoție, în timp ce se așeza cu grijă pe scaunul oferit. Odată așezată, i-a privit pe ceilalți pasageri cu un ușor reproș în privire, apoi i-a zâmbit băiatului recunoscătoare. "Cum te numești, dragul meu?" a întrebat ea, încercând să inițieze o conversație. "Radu mă numesc, doamnă." "Și unde înveți tu, Radu?" a întrebat bătrâna cu vocea blândă. "Sunt elev în clasa a noua la liceul teoretic din oraș," a răspuns băiatul. Bătrâna l-a privit din cap până în picioare și a înțeles că era un elev care nu avea o situație financiară prea bună. Hainele sale erau foarte curate, dar uzate, iar adidașii se vedeau că fusese rupți și cusuți în vârf. Discuția dintre ei a continuat pe tot parcursul drumului, bătrâna ascultând cu interes povestirile lui Radu despre școală, despre visurile și speranțele lui. Radu, la rândul său, era impresionat de calmul și de blândețea bătrânei. Când băiatul a ajuns aproape de casă, a salutat-o politicos pe bătrână, apoi a coborât. A dat uitării întâmplarea din acea zi și și-a continuat viața în mod normal. Însă după o săptămână de la întâlnirea lor, Radu a fost chemat în biroul directorului liceului. Nu știa ce anume s-a întâmplat de este chemat în biroul directorului. Intrând timid, a fost întâmpinat cu un zâmbet larg. "Felicitări, Radu! Ai primit o bursă completă pentru facultate. Părinții tăi nu vor mai trebui să-și facă griji pentru educația ta," i-a spus directorul. Radu era uluit, cu ochii mari de uimire. "O bursă? De la cine, domnule director?" a întrebat el, nedumerit. În acel moment, ușa biroului s-a deschis și o femeie elegantă, îmbrăcată într-un costum roșu, a intrat. Radu nu știa cine este. Femeia aceea deosebită s-a apropiat de el și i-a spus: "Radu, eu sunt Alina Popescu, proprietara unui mare lanț de hipermarketuri și hoteluri. Bătrâna căreia i-ai cedat locul în urmă cu o săptămână era mama mea. Fusese externată mai devreme din spital, dar nu a reușit să mă sune să merg după ea să o aduc cu mașina acasă, așa că a îndrăznit să vină cu autobuzul. Însă mi-a spus că acolo nimeni nu a vrut să îi ofere locul. Dar tu nu ai stat pe gânduri, ci i-ai oferit imediat scaunul tău. Ba chiar ai și stat de vorbă cu ea. Vreau să-ți mulțumesc pentru gestul tău și să îți ofer sprijinul meu complet pentru a-ți urma visurile," a spus ea, îmbrățișându-l pe băiat. Radu era copleșit. Nici nu mai avea cuvinte să-i mulțumească femeii, atât de uimit era. Nu numai că gestul său simplu și sincer fusese observat, dar acum viața lui se schimba radical datorită bunătății sale. Femeia i-a spus: "Să știi că m-am interesat de situația ta și a părinților tăi, iar de mâine ei vor fi angajați la firma mea și plătiți corespunzător, iar ție îți voi asigura un viitor frumos, pentru că meriți." Când Radu le-a povestit părinților săi, ambii l-au pupat pe frunte
și l-au îmbrățișat spunându-i: „Ne-ai schimbat și nouă viața în bine, copil bun și frumos.” Această întâmplare i-a schimbat viața lui Radu și părinților săi, învățându-l că uneori, un simplu gest de bunătate poate avea un impact enorm în viața cuiva. De asemenea, a demonstrat și altora că omenia și respectul față de ceilalți sunt mult mai prețioase decât orice altceva. Bravo, copil frumos! Bravo, dragi părinți! Chiar dacă ați fost săraci, i-ați dat copilului vostru o mare bogăție. L-ați învățat ce înseamnă respectul față de alți oameni, iar asta i-a schimbat viața. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.